Doamnelor, domnilor, bun găsit, sunt Simona Pomazan, iată pentru început cele mai importante titluri ale acestui jurnal. Cristian Cioacă a mai pierdut o carte pe care miza în apărare. Experții criminaliști audiați în calitate de martor la procesul în care polițistul este acuzat că și-a ucis soția spun că urme de sânge aparținând acestea au fost găsite în casa celor doi. Odată cu modificarea legislației din domeniul muncii, au apărut o serie de beneficii pentru anumite categorii de producători autorizați. Care sunt acestea, aflați mai târziu în Observator. Anul acesta, în programa Ministerului Educației, sunt cuprinse mai multe teste destinate nu doar elevilor de gimnaziu și liceu. În premieră vor susține evaluări naționale și elevii claselor a doua, a patra, dar și a șasea. Cristian Cioacă a mai pierdut o carte pe care miza în apărare. Experții criminaliști audiați în calitate de martor la procesul în care polițistul este acuzat că și-a ucis soția, spun că urme de sânge aparținând Elodiei Ghinescu au fost găsite în casa celor doi. Cioacă ar fi vopsit pereții pentru a-și ascunde urmele, spun procurorii. Numai că a fost o greșeală ce l-ar putea trimite înapoi după gratii. Straturile de vopsea nouă nu au făcut altceva decât să conserve sângele pentru o perioadă lungă de timp. Așa se explică faptul că anchetatorii au putut ridica urme la 5 ani de la dispariția avocatei. Cei doi specialiști care au făcut expertizele în dosarul dispariției Elodiei Ghinescu au fost audiați de judecătorii Curții de Apel Pitești timp de 6 ore. Expertul criminalist și medicul legist le-au explicat judecătorilor că nu există nicio îndoială. Urmele de sânge din apartamentul celor doi aparțin Elodiei. În apartament nu s-a găsit niciun alt profil genetic, iar cantitatea de sânge a fost suficientă pentru stabilirea profilului ADN. În apărarea sa, Cristian Cioacă a venit cu faptul că expertizele nu pot stabili dacă sângele a aparținut unei persoane în viață sau decedate. Este un dubiu față de care noi nu avem niciun răspuns, experții nu au niciun răspuns. Nu aceasta numai este împrejurarea esențială, ci experții au confirmat că metodologia de ridicare a probelor și de evaluare nu a fost respectată. Acest dosar, așa cum am spus inițial, a fost construit doar pe plesmuiri și așa au rămas și în prezent. Experții au avut niște concluzii foarte clare, certe, da? Au fost foarte clar în sensul că s-a găsit sânge în casă, în dormitorul conjugal unde se arată în rechizitoriu că Elodia a fost omorâtă. Nu exista niciun fel de dubiu, au fost foarte siguri pe dumnealor când au afirmat că cele pe care le-au constatat, adică respectiv sângele găsit, a fost sânge uman, ADN-ul Elodiei și ADN-ul lui Cristian Cioacă pe acele obiecte și articole de îmbrăcăminte, haine de polițist găsite în râpă. Chiar dacă experții i-au demontat apărarea, Cioacă a plecat de la instanță tot cu zâmbetul pe buze. De ce zâmbiți, domnule Cioacă? Te amuză ce s-a întâmplat în sala de judecată? Crezi că au greșit experții? A lua urme ADN din spațiul în care locuim fiecare din noi nu reprezintă o dovadă pentru o cauză de omor. Oricine în spațiul în care locuiește lasă milioane de urme de ADN. Nu este relevantă această probă. Am făcut discuții pentru că trebuiau lămurite anumite aspecte, dar nu este o probă relevantă. Următorul termen în procesul lui Cioacă va fi pe 20 mai. Este posibil să fie chiar ultimul și polițistul să se apropie de decizia finală. Odată cu modificarea legislației din domeniul muncii și al cotizațiilor către sistemul de protecție socială, au apărut și o serie de beneficii pentru anumite categorii de producători autorizați. Astfel, fermierii, agricultorii sau persoanele care desfășoară activități liberale, dar care nu sunt angajați, pot beneficia de șomaj. O reglementare importantă se referă la contractul de asigurare pentru șomaj pentru întreprinzători persoane fizice titulare ai întreprinderilor individuale, precum și pentru persoane fizice autorizate care desfășoară activități liberare sau activități care generează venituri din agricultură, silvicultură sau piscicultură. Trebuie să se prezinte cu un certificat de producător în care să fie cuprinse următoarele activități agricole: cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantațiilor viticole, pomicule, arbuștilor fructiferi, creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală. În ceea ce privește veniturile din silvicultură și piscicultură, acestea pot fi obținute din recoltarea și valorificarea produselor specifice Fondului Forestier Național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase, precum și a celor obținute din exploatarea amenajorilor piscicole.
Aceste persoane care vor să încheie un contract cu AGOFM pentru a putea beneficia de un ajutor de șomaj trebuie să plătească mai întâi lunar o taxă atât la Casa de Asigurări de Sănătate cât și la Casa de Pensii. Abia apoi, după ce fac dovada achitării acestor plăți, se poate încheia dosarul la AGOFM. Plata se face lunar la casieria Agenției Județene, numai la Pitești se face acest lucru și este 1% la salariul minim. La momentul acesta este 9 lei. Aceștia plătesc timp de un an 9 lei, plus dovada plății la Casa de Pensii și la Casa de Asigurări de Sănătate și după aceea pot intra în șomaj în funcție de stadiul de cotizare, minim 6 luni, 9 luni sau un an. Suma pe care o pot primi minim este 375 de lei pe lună. Principalul beneficiu al acestui proiect este acela că cetățeanul în cauză, deși nu este angajat, își poate susține din propriile venituri auxiliare, contribuțiile la stat, dar și vechimea în muncă. Așa cum au anunțat la deschiderea anului școlar reprezentanții Ministerului Educației, anul acesta în programă sunt cuprinse mai multe teste destinate nu doar elevilor de gimnaziu și liceu. În premieră vor susține evaluări naționale și elevii claselor a doua, a patra și a șasea. Formatul acestor teste este asemănător cu cel al evaluărilor internaționale. Evaluările care se fac în premieră anul acesta, la sfârșitul claselor a doua, a patra și a șasea, se vor derula între 28 și 30 mai pentru elevii de clasa a patra, între 2 și 4 iunie pentru cei din clasa a doua și între 5 și 6 iunie pentru elevii de clasa a șasea. Astfel, primii testați vor fi elevii de clasa a patra, respectiv în 28 mai vor susține proba la limba română, în 29 mai la matematică și în 30 mai la limba maternă. Evaluarea la clasa a doua începe în 2 iunie cu proba de limba română scris și citit. Continuă pe 3 iunie cu limba maternă și se încheie pe 4 iunie cu proba de matematică. Elevii care termină clasa a 6-a vor fi evaluați la limba și comunicare în 5 iunie și la matematică și știința ale naturii în 6 iunie. Timpul alocat pentru fiecare probă diferă de la o clasă la alta, fiind de 25 de minute la clasa a 2-a și de 60 de minute la clasele a 4-a și a 6-a. Testele se desfășoară în sălile de clasă în care învață elevii. Subiectele pentru evaluare sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Pentru că Ministrul Educației a cerut inspectorilor general ca până la organizarea testărilor cadrele didactice să lucreze cu copiii după modelele de subiecte afișate pe site, inspectorul general Florin Gardin are un mesaj către dascălii argeșeni. Transmit învățătorilor și directorilor care trebuie să coordoneze această activitate ca până la sfârșitul lunii mai să se lucreze foarte mult din acele teste care se găsesc pe site-ul Ministerului. Testele sunt făcute după o schemă asemănătoare cu testele PISA. Trebuie să ajungem și noi să, ca evaluări, să le facem așa cum se face în toată lumea, cum se fac în toată lumea civilizată. Calificativele obținute de către elevi la evaluare nu vor fi trecute în catalog și nu vor fi nici comunicate public. O nouă serie de peste 50 de tineri și adulți din mai multe zone rurale ale județului au absolvit cu brio cursurile Școlii Populare de Arte și Meserii din Pitești. Aceștia fac parte din seria de cursanți ai secțiilor externe pe care instituția le-a dezvoltat în ultimii ani cu finanțare din partea Consiliului Județean Argeș. După 3 ani de la înființarea acestor secții externe, la finalul stagiului, cei mai buni dintre cursanți au primit diplome de absolvire a claselor de meșteșuguri pe care le-au urmat. Astfel, absolvenții au primit un atestat recunoscut la nivel european, care le permite să realizeze și să comercializeze diverse produse tradiționale de artizanat, păstrând totodată interesul pentru artă, meșteșug și cultura străveche. Avem aici o parte dintre absolvenți, o parte dintre ei au servicii și nu au putut să vină, de la Arefu, de la clasa de Cusuțe Sud, de la Corben, de la clasa de Băbuși, de la Coșești, de la clasa de Dogănit, de la Domnești, clasa de sculptură în lemn, Mihăiești, Țesut Cusut, Mozăceni, de asemenea, Țesut Cusut și Recea Împletituri de Nuiere. Doriți să vă cunoașteți, să vă țese costume, putem să o facem. După 3 ani de activitate, o parte dintre noi suntem capabili să facem aceste lucruri. Deja știm să împletim coșuri, facem păpuși, sculptură în lemn, facem butoaie. Deși fac parte din istoria și nația noastră, cu timpul, respectul pentru obiceiurile și meșteșugurile locale, transmise din generație în generație, s-au alterat, motiv pentru care Consiliul Județean prin Școala Populară de Arte și Meserii a demarat acest proiect ce vizează revitalizarea meșteșugurilor și a meseriilor vechi și dezvoltarea unei piețe pentru aceste produse tradiționale românești.
CS Mioveni a avut o prestație bună la Satul Mare, dar a pierdut partida cu scorul de 2-1. Unicul gol al argeșenilor a fost înscris de Vintilă. Chiar dacă a avut o evoluție reușită în confruntarea de la Satu Mare, echipa galben-verzilor a pierdut în cele din urmă cu scorul de 2-1. Antrenorul Marius Stoica a admis faptul că a contat destul de mult și oboseala acumulată pe drum. O deplasare destul de lungă, cu 550 de kilometri, vă dați seama, să pleci cu o zi înainte, să pleci dimineața la ora 8, să ajungi seara la ora 8, vă dați seama, este foarte greu. Chiar a fost sufocant pentru că a fost destul de cald. Și a pus amprenta, oboseala drumului asupra unor jucători. Tehnicianul argeșenilor consideră că în această fază a competiției poate acorda șansă de a juca mai multor jucători din lot. Fiecare are un lot numeros. Noi, din punctul meu de vedere, nu stăm rău cu cei de la Satu Mare și putem să vedem anumiți jucători pentru viitorul campionat. O să încercăm să câștigăm partidele cum de altfel ne pregătim pentru fiecare etapă, indiferent dacă astăzi joacă unii sau alții, e normal să-i respectăm pe toți. CS Mioveni rămâne pe locul al doilea în clasamentul play-off-ului după adversara din meciul de sâmbătă. Titel Răduță și elevii săi pregătesc în amănunt derbiul de duminică cu Voința Sebeș. Argeșenii joacă acasă și vor să profite de acest lucru. Handball Club Argeș și-a propus să-și învingă clar adversarul, să-și ia revanșa după eșecul din tur, dar și să urce pe locul 2 în clasament. Săptămână dificilă la Handball Club Argeș, însă stare bună de spirit în rândul jucătorilor. La antrenamente se pregătește deja derbiul de duminică pentru locul 2 din clasament cu Handball Club Voința Sebeș, iar argeșenii vin după o serie de 2 victorii consecutive, acasă cu Sibiul, afară cu Baia Mare. Acum urmează însă marele meci. Atmosfera este una bună, avem o săptămână plină de antrenamente, ne așteaptă un meci greu. Avem meci cu Sebeș. Pentru a trece pe locul secund în clasament și a lua fața Sebeșului după meciul direct, argeșenii au nevoie de o victorie la cel puțin 8 goluri diferență. Duelul de duminică cu Sebeșul este privit la Pitești cu mare încredere, dar și ca o bună revanșă după partida din tur. Atunci, Handball Club Argeș a cedat în deplasare la numai 2 goluri. E un meci dificil, dar noi sperăm să-l câștigăm. Da, este un meci important, deoarece Sebeșul este contracandidata noastră pentru poziția a doua în clasament. Ne dorim victorie, este o revanșă, dacă am putea să o spunem, trebuie să ne luăm revanșa pentru meciul din tur. Antrenorul de not de la CSM Pitești, Viorel Ciobanu, a vorbit în termen laudativ despre campionatul balcanic de not din Grecia. Aici, Ciobanu a condus delegația României. În Grecia, el a avut 3 sportivi de la Pitești, medalii obținând Robert Glință și Bogdan Scarlat. Revenit acasă, antrenorul Viorel Ciobanu a povestit aventura trăită în orașul Larisa din Grecia. Aici, antrenorul și sportivii de la Pitești, Bogdan Scarlat, Robert Glință, respectiv Eduard Barbu, au participat la campionatul balcanic de not. Sportivii piteșteni, Glință și Scarlat, au adus în probele la care au luat startul individuale și ștafete 5 medalii pentru delegația României. Un curs foarte greu, și așteptam, echipe foarte bine pregătite, atât grecii, sârbii, cât și echipa turcă, cu o galerie extraordinară și cu un staff foarte numeros, dar și noi românii am plecat un număr de 6 fete și 9 băieți. În final de concurs, delegația României, formată din cei 3 sportivi și antrenorul de la Pitești, s-a clasat pe locul 4, pierzând podiumul de premiere. Pot să spun că suntem pe locul 4 la Balcaniadă pe general. Chiar un bilanț foarte, foarte bun. Am avut total 2 de aur, 2 de argint și 3 de bronz la individual și la ștafete aur, argint, nu, aur și 2 bronz. Chiar și 2 recorduri naționale la 400 metri mixt și 400 metri liber, ceea ce înseamnă foarte mult pentru echipa națională a României de juniori. În următoarele 24 de ore, vremea va continua să fie instabilă în județul Argeș. Atât la noapte, cât și în cursul zilei de mâine, cerul va fi mai mult noros, fapt ce va determina pe alocuri ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat, cu unele intensificări temporare. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între 7 și 9 grade Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 18-20 de grade Celsius.
doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile locale de astăzi. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați că și mâine vă aștept la aceeași oră. La revedere!